Capitolul 8. Femeia prinsă în preacurvie. Isus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Isus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. curvia. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar, ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Isus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis, Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Isus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis, Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit.” Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Isus i-a zis, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Isus lumina lumii. Isus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. La auzul acestor vorbe, fariseii i-au zis, tu mărturisești despre tine însuți, deci mărturia ta nu este adevărată. Drept răspuns, Isus le-a zis: Chiar dacă eu mărturisesc despre mine însumi, totuși mărturia mea este adevărată, căci eu știu de unde am venit și unde mă duc. Dar voi nu știți nici de unde vin, nici unde mă duc. Voi judecați după înfățișare. Eu nu judec pe nimeni. Și chiar dacă judec, judecata mea este adevărată pentru că nu sunt singur, ci tatăl care m-a trimis este cu mine. În legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată. Deci, despre mine însumi mărturisesc eu și despre mine mărturisește și tatăl care m-a trimis. Ei i-au zis, deci, unde este tatăl tău? Isus a răspuns, voi nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe tatăl meu. Dacă m-ați cunoaște pe mine, ați cunoaște și pe tatăl meu. Isus a spus aceste cuvinte pe când învăța pe norod în templu, în locul unde era vistieria. Și nimeni n-a pus mâna pe el, pentru că încă nu-i sosise ceasul. Isus le-a mai spus, Eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Acolo unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Atunci iudeii au zis, doar nu avea de gând să se omoare, de zice: Unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Voi sunteți de jos, le-a zis el, eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Cine ești tu? i-au zis ei. Isus le-a răspuns. Ceea ce de la început vă spun că sunt. Am multe de zis despre voi și de osândit în voi. Dar cel ce mă trimesc este adevărat. Și eu ce am auzit de la el, aceea spun lumii. Ei nu au înțeles că le vorbea despre tatăl. Isus, deci, le-a zis: Când veți înălța pe Fiul Omului, atunci veți cunoaște că eu sunt. Și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat tatăl meu. Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Adevărata slobozenie. Pe când vorbea Isus astfel, mulți au crezut în el. Și a zis iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul cenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ei i-au răspuns, noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Isus, că oricine trăiește în păcat este rob. Al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci, dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Eu spun ce am văzut la tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avram. Isus le-a zis, dacă ați fi copii ai lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar acum căutați să mă omoriți pe mine, un om, care v-am spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avram n-a făcut. Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei i-au zis, noi nu suntem copii născuți din curvie, avem un singur tată pe Dumnezeu. Isus le-a zis: Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele Tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș. Și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Isus este înainte de Avram. Iudeii i-au răspuns, nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai drac? N-am drac, le-a răspuns Isus. ci eu cinstesc pe tatăl meu, dar voi nu mă cinstiți. Eu nu caut slava mea, este unul care o caută și care judecă. Adevărat, adevărat vă spun că dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va vedea moartea. Acum, i-au zis iudeii, vedem bine că ai drac. Avram a murit, prorocii de asemenea au murit și tu zici, dacă păzește cineva cuvântul meu în veac, nu va gusta moartea. Doar n-ai fi tu mai mare decât părintele nostru Avram, care a murit, și decât prorocii, care de asemenea au murit. Cine te crezi tu că ești? Isus a răspuns, dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește, El despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru, și totuși nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc bine. Și dacă aș zice că nu-l cunosc, aș fi și eu un mincinos ca voi. Dar îl cunosc și păzesc cuvântul Lui. Tatăl vostru Avram a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. N-ai nici 50 de ani, i-au zis iudeii, și ai văzut pe Avram. Isus le-a zis: Adevărat, adevărat, vă spun, că mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu. La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în el. Dar Isus s-a ascuns și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor, și așa a plecat din templu.